Profesorul dr. Adrian Străinu Cercel a fost înlocuit din funcția de președinte al Comisiei pentru Managementul Clinic și Epidemiologic al COVID-19. Conducerea Ministerului Sănătății a decis modificarea Comisiei pentru Managementul Clinic și Epidemiologic al COVID-19 prin introducerea mai multor specialiști în boli infecțioase, cardiologie, epidemiologie, hematologie, precum și înlocuirea profesorului dr. Adrian Străinu Cercel din funcția de președinte al acestei comisii. Decizia conducerii Ministerului Sănătății vine după ce zilele trecute, Străinu Cercel a avansat un plan de vacanță prin care propunea izolarea totală a cetățenilor peste 65 de ani. În locul lui Străinu Cercel, în cadrul Comisiei Speciale Anticovid-19, va fi numită dr. Adriana Pistol, de la Institutul Național de Sănătate Publică. Pe de altă parte, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a declarat joi că ne apropiem de un vârf al pandemiei de COVID-19, însă a precizat că depinde numai de atitudinea oamenilor dacă acesta va veni mai devreme sau mai târziu. Suntem spre vârful pandemiei. Rămâne doar de noi dacă atingem acest vârf mai devreme sau mai târziu și dacă rămânem la 10-12.000 de cazuri cât suntem acum sau vom merge spre 15.000 sau mai mult. Nelu Tătaru a vizitat joi spitalul din Deva, la 2 săptămâni de la instalarea conducerii formate din medici militari. Am făcut o reevaluare a 12-a zi, ca să zic așa, de când a venit noua echipă managerială. Am putut discuta și cu personalul medical, rezolvat la nivel de circuite, rezolvat la nivel de încredere în corpul medical. Sunt stocuri de medicamente, sunt stocuri de echipamente, sunt stocuri de materiale sanitare. Există în acest moment și voință. Sunt 207 pacienți internați. Sunt și 23 de cadre medicale, 4 s-au externat astăzi. Față de ce am văzut acum 2 săptămâni, este cu totul schimbat. Am vorbit și cu corpul medical și sper că această mentalitate să rămână, sper că aceste circuite să rămână, chiar dacă a fost o rigurozitate militară care a trebuit să fie impusă la început, în acest moment am văzut o atitudine schimbată. Mă bucur să găsesc acest lucru și sper că această pandemie prin care trecem să se termine cât mai repede. Nelu Tătaru a mai precizat că este posibil ca spitalele să rămână în coordonarea Ministerului Sănătății, iar partea de ordonatori de credite să revină autorităților județene sau locale.